Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, acum la început de an cu o nouă campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald, în cadrul rubricii consacrate Cărți deschise pentru minți deschise. Vorbim despre încheierea vechiului an, despre un nou an, un nou început, despre intenții, despre rezoluții, despre planuri, obiective pentru noul an. Alături de noi astăzi și mulțumim foarte mult, este Olimpia Mioara Mireștean, practicant șamanist și inițiatoarea cercurilor de feminitate. Venim, bineînțeles, înaintea noastră și cu o recomandare de carte, așa cum facem de fiecare dată. Este vorba despre cartea Șamanul din Nord, practici spirituale din tradiția nordică veche, un ghid experiențial către înțelepciunea popoarelor din Nordul îndepărtat al Europei, o carte scrisă de Evelyn Rizdic și publicată în colecția Șamanism a editurii Herald. Pentru că, așa cum am spus puțin mai devreme, fiind vorba de o nouă campanie acum la început de an, având acest subiect foarte frumos, aș vrea ca Olimpia să ne povestească puțin și din experiența proprie, din activitatea pe care ea o desfășoară, despre felul în care facem puțină curățenie la sfârșitul fiecărui an și felul în care începem noul an, cu ce planuri, cu ce obiective, cu ce rezoluții. Mulțumesc pentru invitație, Sorin. Da, e chiar perioada în care încă rezoluțiile, curățenia pentru anul care s-a terminat, este propice, este o perioadă propice. Noi avem tendința ca atunci când se termină ceva să credem că e gata, s-a pus ușa, s-a încheiat, s-a pus lacătul și începem ceva nou. Dacă ascultătorii noștri sunt atenți de câte ori și-au pus intenții chiar la început de an, de anul nou sau imediat 1, 2, 3 ianuarie, vor constata la final de an că acele intenții puse nu neapărat s-au materializat sau nu au fost exact așa cum a fost intenția, cum și-au pus ei toată dorința lor de a se împlini ceea ce își doresc. De ce? Suntem încă în plină transformare a anului care a trecut. Suntem încă bulversați, așa, o energie care se schimbă, este o transformare în interiorul nostru și în exterior. Dacă suntem atenți, observăm că e presiune pe noi, pune-ți, fă, schimbă, fă ceva. E presiunea care te împinge să faci fără să vină din interiorul tău. Așa trebuie să facem, așa e tradiția. Nu, tradiția chiar nu e așa. Tradiția este să-ți iei timp cu tine, să faci acea curățenie, da? Adică să vezi ce a mers anul care a trecut, ce a fost bun pentru tine, ce nu ți este de folos. Și pentru asta îi invit să facă o practică cât se poate de simplă, dar foarte bună, foarte reală ca și aplicare și ca și transformare interioară. Să scrie domeniile de viață, începând de la corpul fizic, pentru că prin ăsta ne manifestăm, prin acest corp fizic, care e feminin sau masculin, să... Deci asta ar fi un domeniu. Un alt domeniu poate să fie emoția, ce emoții am trăit anul ăsta, cum am manifestat. Un alt domeniu poate să fie căsnicia, poate să fie domeniu intelectual, poate să fie domeniu spiritual. Poți să-și aleagă 12 domenii ca și lunile anului. Relația de parteneriat, de job, relația cu copiii, dar poți să-și facă fiecare propriul lui sistem. Ar fi bine să fie 12 domenii, dar nu este obligatoriu. Și în aceste domenii intră cu întrebarea. De exemplu, relația mea cu acest partener în afacerea pe care o conduc este benefică pentru mine, mă ajută să-mi trăiesc viața din plin sau mă apropie mai mult de moarte. Sună dur întrebarea, dar chiar te pune la zid cumva să te gândești real, să te gândești fără măștile pe care le-ai pus, dacă ceea ce faci tu, dacă ceea ce gândești tu, dacă ceea ce
ai lângă tine, ți este de folos sau nu. Poți să constați că unele lucruri în care ai investit fără să îți aducă o valoare interioară, puternică, transformatoare, benefică, care să dea satisfacție. Sau poți să constați, din contră, că ceea ce ai făcut ți-a adus acea satisfacție la finalul zilei și te simți mai încărcat, te simți mai plin de viață. Fiecare om știe să-și răspundă la această întrebare. Acest lucru, această situație, această persoană m-a adus mai aproape de viața mea, de trăirea vieții sau mai aproape de moarte? Și nu vedem moartea ca pe ceva final. Și vedem ca un alt parcurs într-o altă etapă. Mai vreau să stau în această etapă, atunci chiar e momentul acum să fac curățenie. În obiceiurile noastre, că suntem în pline sărbători după anul nou, încă mai sunt sărbători, noi avem și obiceiul acesta de a da. Asta e tot un fel de curățenie, de a împărți haine, de a da din lucruri. Pentru că ai făcut curățenia de toamnă, care este tot o pregătire pentru iarna care vine, dar constați, după toate sărbătorile pe care le-ai avut, toată bucuria, toată euforia aceea a sărbătorilor, că sunt lucruri de care chiar nu ai nevoie și le dai, pentru că alții au nevoie. Și lași acel spațiu liber ca să intre ceva nou în viața ta. Mie îmi place practica aceasta. Am început și eu să o fac de ceva timp și se observă foarte mult în schimbul de energie, atât într-o casă, cât și în viața personală, interioară. Când dăm ceva, eliberăm, face loc să vină ceva nou. Care ar fi Iar, raportul? Spune, da. continuă-ți ideea. Vreau să fac legătură cu cartea, pentru că în cartea Șamanul din Nord, autoarea vorbește despre practici din zona de nord a Europei. Nu sunt ciudate față de ale noastre sau deosebite, sau sunt niște practici care ne arată importanța unui arbore, de exemplu, cum ar fi la noi pomul de Crăciun, care este arborele vieții. Ce facem noi cu acel arbore al vieții pe care îl scoatem? De exemplu, poate să fie un brad viu, este tăiat, l-ai dus în casă, ce faci cu el? Unde îl arunci? Îl arunci la gunoi? Arborele vieții se aruncă la gunoi? Sunt oameni care îl duc în pădure sau atunci când îl dau, îl oferă, spun: asta este pentru foc, pentru cineva care are nevoie. Adică nu arunci la gunoi ceva ce ți-a adus bucurie. În sensul acesta este acest arbore care este pomul nostru de Crăciun. Dacă este de plastic, îl desfaci. Ești foarte încântat, îi mulțumești că, wow, mi-ai adus atâta bucurie și îți mulțumesc pentru asta. Asta este curățenia. Ați luat ce îți folosește, ce se aduce împlinire din tot anul care a trecut, din toate acțiunile tale, pe care ți le amintești normal. Și să intri în acele acțiuni, în acele situații care te-au provocat și au făcut să fii poate mai aproape de moarte sau, de fapt, o să constați că acele acțiuni te-au făcut să înaintezi în viață. Pe moment l-ai văzut că mă duce aproape de moarte, dar de fapt am schimbat ceva, am transformat ceva în viața mea, fundamental. Mă gândeam în timp ce te ascultam, felul în care ne punem intențiile sau felul ne setăm intențiile sau eu știu, poate obiective, planuri, așteptările pe care noi le avem în funcție de planurile și obiectivele pe care ni le stabilim la începutul anului, ar trebui să existe un raport de echilibru. Și anume să avem, să spunem, niște așteptări cât de cât realiste, ca atunci, la finalul anului respectiv, în momentul în care iarăși trebuie să facem acel bilanț și poate acea curățenie, să ne gândim că ceea ce ne-am propus sunt lucruri dezirabile, sunt lucruri într-o oarecare măsură de atins. Da, foarte bună întrebarea ta. Pot să-și facă un jurnal. Eu să știi că îmi fac acest jurnal de fiecare dată când sunt la trecerea la vârstă, anul vârstei. Și pentru că la mine e aproape de final de an, la mine așa se încheie și anul cumva. Ceea ce spun acum pot să facă oricând, ca și curățarea anului, pot să facă și curățarea vârstei respective și exact așa și cu intențiile. Intențiile să fie cât mai realiste.
ți le așezi într-un jurnal. Poți să mergi tot așa pe domenii, pe ce ai tu nevoie. Dar așteaptă întâi să-ți faci curățenia. Lasă spațiu de integrare. Noi uităm să lăsăm spațiu de integrare a ceea ce am conștientizat, a ceea ce am realizat. Cum realizăm ceva, gata, trecem la următorul pas, fără să lăsăm să se sedimenteze. Și ne trezim că repetăm aceleași situații, aceleași tipare de nu știu câte ori, pentru că noi nu am dat timp de sedimentare, acele conștientizări. Așa că după pasul curățării, urmează acel pas de pus intenția, da? De punerea intențiilor. Ok, cum îmi pun intenția? În primul rând, care sunt nevoile mele reale? Am observat anul trecut că eu pot să-mi pun intenții, dar viața mea aduce lucruri neașteptate și chiar a fost neașteptat anul. Nu ne-am pregătit. Nu eram pregătit să fim toți de pe pământ în case și să ne confruntăm în relații. Adică, acum fii atent, după acest an, cum privești relația? Ce intenție îmi pun? Dar scriind în caiet, în acel jurnal, pe parcursul anului sau în fiecare lună sau oricând simți nevoia, intră și vezi ce intenții am pus, ce pot să fac în privința acestei intenții. Adică nu pun intenția și las foaia deoparte și eu nu mai intru deloc în conexiune cu ceea ce mi-am pus. S-ar putea ca eu între timp să schimb ceva în intenția aceea, mi se mai potrivește și nu mă condamn. Avem această tendință, foarte mulți dintre noi, să ne judecăm, să ne condamnăm că n-am avut claritate când am scris, n-am fost lucizi sau eu știu, n-am fost în stare să punem în aplicare ceea ce am scris, dar s-ar putea să nu se mai potrivească cu felul nostru de a fi. Și atunci este indicat să intrăm periodic în a vedea ceea ce am notat și a acționa în modul respectiv, dar ținând cont de resursele pe care le avem, atât materiale cât și energetice. Nu pot să-mi propun să mă duc, de exemplu, cum mi-ar plăcea mie să merg în Peru. Întâi vreau să văd dacă merg în Peru, care sunt condițiile de călătorie și așa mai departe. Adică intenția pot să o pun, dar nu fac din asta punctul zero al călătoriei mele, fără să fiu atentă la călătorie. Știi, noi uităm, de fapt, atunci când călătorim, când ne propunem ceva, noi ne uităm doar la final, uităm de călătorie, care este foarte importantă, care îți aduce satisfacție. Când ajungi acolo să te simți împlinit, să simtă femeia sau bărbatul sau copilul să zică, wow, chiar a meritat și acolo merg mai departe, văd ceva, fac ceva. La finalul unei călătorii, indiferent ce ar fi, în călătorie într-o căsnicie, călătorie pentru un job, orice călătorie. E important ca intenția noastră să fie văzută pas cu pas din nevoile pe care le-am reale, din resursele mele, repet, materiale și energetice, pentru că majoritatea oamenilor au tendința să tragă de ei. Cum termină ceva de făcut, să înceapă altceva. Nu-și dau timp să integreze, să se așeze, să respire, să fie cu ei. Poate trec dintr-un curs în altul, poate trec dintr-o relație în alta. Stai puțin, ce am învățat eu din toate astea? Ce am făcut? Ce mi-a adus? Asta le-aș recomanda să facă atunci când pun intenții, să-și dea timp să se așeze lucrurile, să se uite din când în când în acel caiet, în acel jurnal, așa s-ar numi, un jurnal de călătorie personală. Este fabulos să scrii și peste câțiva ani să citești și să vezi în ce punct erai atunci, cum te-ai transformat și să constați poate că da, uite, călătoria mea a fost reală, a fost foarte bună sau din contră, eram prea visător, prea visătoare și uite acum sunt mai ancorată în realitate. Și cum ar fi să-ți citească copiii acest jurnal și să învețe ceva din înțelepciunea părinților sau a bunicilor, ar fi minunat, ar fi chiar ceva de suflet lăsat copiilor mai departe. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre rezoluții, despre intenții, despre obiective, planuri la început de an și Olimpia Mioara Mireștean ne-a furnizat informații extrem de prețioase, cum ar trebui să facem în așa fel încât
curățenia de sfârșit de an să fie utilă și să privim cu încredere și, de ce nu, cu mult curaj către anul ce începe. Pornind, bineînțeles, și de la o recomandare de carte, o recomandare pe care vi-o facem cu mult drag, este vorba despre Șamanul din Nord, de Evelyn Rizdic, o carte publicată în colecția Șamanism a editurii Herald. A fost alături de noi Olimpia Mioara Mireștean, practicantă șamanic și inițiatoarea cercurilor de feminitate. Îi mulțumim foarte mult. Iar noi ne Mulțumesc dăm și eu. cu mult drag, iar noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald. Nu uitați de asemenea de reducerile pe care le găsiți la cărțile de pe site-ul editurii Herald, cărți care fac subiectul discuțiilor noastre cu invitații și de asemenea materialele acestei interviuri le găsiți pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube. Mulțumim foarte mult că ați fost și astăzi alături de noi. Vă dorim o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere! La revedere!